Sub locul lor, nu mă interesează. Ei poate să ia orice decizie vor la ei acasă, să facă ce vor. Tu ai practicat asta, asemenea, la mod? Nu. Tu ți-ai închide amicalul înaintea unui meci? Nu, nu cred, nu. Nu am făcut mai. Care este starea de spirit în rândul echipei? Spiritul e foarte bun. Grupul o vede unit, grupul sta lucrând bine. Avem un spirit foarte bun. Aspettiamo sto ritorno di campionato, in special modo è normale. Primo match giochiamo in casa contro Steaua, i băieți vogliono fare un buon match. Așteptăm începutul campionatului. Este un match acasă la noi cu contra Stelei și băieții vor să facă un match bun. Se exclus o a treia dezertare, nu? Dezertare. Nu dacă nu va fi titular? Sunt nu cred. Lotul mai e complet, avem 27 de jucători. Cred că astea jucători rimangono fino a fine de campionat. Avem 27 de jucători și cred că acești jucători vor rămâne până la sfârșitul campionatului. Ai fiecare post acoperit? Da. Există concurență solidă? Avem o concurență solidă. Ți-ai mai dorit un jucător? No, è completato il lotto. Ho detto che venivano giocatori nuovi, abbiamo preso 5 giocatori nuovi. Abbiamo adus 5 giocatori noi, abbiamo venuto giocatori noi. È venuto il giocatore copii dalla seconda squadra. Ho entrato in lot și niște giocatori foarte tineri della echipa a doua. Abbiamo un giocatore d'esperienza e abbiamo un giocatore tineri per continuitate. Avem jucători cu mare experiență și avem și jucători tineri pentru continuitate. E sempre greu. Tot timpul e greu. E mereu greu în fotbal. Tot timpul e greu în fotbal. De face nu ce stă nimic în fotbal. De ce ți-e mai greu? De ce ți-e mai frică? Frică nu e de nimic. No, frică nu e de nimic. Frică nu e de nimic. E normal, un puțin de situație că s-a creat aici la Craiova. E situația care s-a creat la Craiova. Și batea patronului? Nu. Patronul nu fa presiune. Pentru echipe, pentru jucători, pentru antrenor. Spuneai că ai avut o relație bună în ultimul mandat cu suporterii. Spun că voi boicota acest meci și că nu... Eu cred că i suportere duminica sunt tutte presente allo stadio per c'è che ama, che vuole bene alla squadra. Cred că duminică suporterii vor fi în tribună, toți cei care iubesc această echipă, toți cei care vor binele acestei echipe.